Te-ntâlnesc în oraș, stai și bei cu un amic o cafea. Te privesc, îmi zâmbești, totul pare aranjat. Mă ridic ca să plec, simt o mână pe umărul meu. Mă întreb dacă aș vrea să ies cu tine undeva. Pa 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 pa. Vraja vine dansând, ritmul inimii accelerând, brațele-i te pierzi, îți dai drumul și încep să visezi. E târziu, ne-ntâlnim la un bar, îmi vorbești ca mai cucerit. Ești atent când îți spun că vreau ca totul să fie un dans. Mă ridici, mă privești, vreau cu tine să fie un dans. Cu un ritm lent, pasional, ne lăsăm duși de val. Vraja vine dansând, ritmul inimii accelerând, brațele-i te pierzi, îți dai drumul și încep să visezi. Pa 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 pa. Mulțumim foarte mult și să știi că am învățat lecția. O să-ți dau foaia, nu? Deși pentru... Tot pentru siguranța noastră. Următoarea compoziție, nu am nevoie neapărat de text. Știu, știu, e piesa ta dragă. Totul e posibil. Nu, nu, este cuvinte. Nu? Cuvinte. Cuvinte. Este acea compoziție, acea piesă, acea melodie care m-a adus în Brașov în iulie acestui an. Împreună cu Irina și cu Simi am interpretat această piesă. Să le aplaudăm, sunt aici, nu? Sau sunt prin preajmă? Bravo! Vă mulțumesc mult! Și mi este foarte, foarte, foarte dragă această piesă. Cuvinte! Aș vrea să spun cuvinte, cuvinte de iubire care să-ți rămână. Ca o amintire aș vrea să crezi și tu că dragostea nu-i o falsă, deși uneori te face să cazi în transă, un sărut, o îmbrățișare la fiecare plecare. Asta crezi că e normal sau ceva banal? Dragostea nu e o joacă, vine și pleacă atunci când vrea. Și tu n-ai ce comenta, ne-ntâlnim la o terasă, pe stradă sau acasă, la tine sau la mine. Asta nu mai contează, ne simțim bine împreună. Am vrea o lume mai bună doar când iubim. Altceva n-are importanță, nu, nu mai pot să spun. Nu mai am cuvinte, ce simt e mult prea mult pentru cuvinte tu. Poate și tu ai trecut ce trec eu acum. Nu mai am nevoie de cuvinte, nu mai am nevoie de lucruri pe care le pot atinge, atinge. Nu mai am nevoie de cuvinte când cu inima pot să spun ce simt, cu îmbrățișare îți arată de va fi lângă tine când sărut, explic ce simte pentru tine. Banal, nu poate fi nimic
Când e vorba de iubire, sentimentele contează mai mult decât cuvinte. Nu, nu mai pot să spun, nu mai am cuvinte. Ce simt e mult prea mult pentru cuvinte. Tu, poate și tu ai trecut ce trec eu acum. Nu mai am nevoie de cuvinte, nu, nu mai pot să spun, nu mai am cuvinte. Ce simt e mult prea pentru cuvinte. Tu, poate și tu ai trecut. Mulțumesc. Și noi îți mulțumim, Mela. Vreau să te întreb cum ai reușit să faci transmiterea compoziției de la distanță. Deci tu ai scris piesa la Oradea, fetele la Săcele. Cum s-a întâmplat? În urmă cu 10 ani am postat-o pe un grup. Așa? Și fetele au găsit-o în septembrie anul trecut. N-am Așa. Să vă dau detalii pentru că deci asta 10 e foarte ani, lungă povestea. Asta 10 ani și... Asta 10 ani pe internet fără să fie băgată în seamă de nimeni și a ajuns unde trebuia. Probabil unde trebuia să vin și eu. Corect. Și ați cântat-o împreună la... La festivalul Vlahia da. Din iulie acestui an și mai apoi la Dor de Munte. La Dor de Munte... Un festival organizat de Dan Constantinescu, care acum se răcorește. Răcorește-te, maestre, că urmezi după ce mai cântă Mela o piesă, piesa, probabil piesa ta cea mai dragă, sau e o piesă care mie mi-a sunat foarte bine, Totul e posibil. Mi-a Am sunat... foarte multe piese dragi, una dintre ele este Cuvinte, dar înainte să fie... deci, până acum era Cuvinte, dar Totul e posibil a ajuns să fie favorita. Bun. Pentru că îmi creează o stare... Eu sper să vă pot transmite ceea ce simt eu când cânt această piesă. Bine, Totul e posibil, Melaz! Așa, maestre, închid microfonul, dar vreau să mai spun că e o piesă foarte, foarte frumoasă și pe care merită să o ascultăm. Puteți să bateți și din palme dacă simțiți nevoia. Soarele a fugit de noi și simt puterea ce-o primesc când mă încălzești. Atunci totul e posibil, accept tot așa cum este și nu dau înapoi, nu, nu, nu dau înapoi. Atunci totul e posibil, îmi trăiesc viața cum este, ești un vis împlinit. M-am schimbat, nici nu știu dacă ai observat. Accept și cred că toate lucrurile au un sens. Am învățat să zâmbesc mai mult, să nu aștept de la alții să facă numai cum vreau eu. Și-am învățat să nu mă mai tem, să-mi fac timp pentru mine, căci viața trebuie să o trăim din plin. Și-am învățat să iubesc mai mult tot ce mă înconjoară, de la pietre până la oameni. Am învățat să trăiesc fiecare clipă așa ca ultima, ca ultima, ca ultima, ca ultima. Muzica mă învață să exprim
tot ce suflet port și tot ce simt. Acum totul e posibil, accept tot așa cum este și nu dau înapoi, nu dau înapoi. Acum totul e posibil, trăiesc viața cum este în fiecare zi. M-am schimbat, nici nu știu dacă ai observat. Accept și cred că toate lucrurile au un sens. Am învățat să zâmbesc mai mult, să nu aștept de la alții să facă numai cum vreau eu. Și am învățat să nu mă mai tem, să-mi fac timp pentru mine, căci viața trebuie să o trăim din plin. Și am învățat să iubesc mai mult tot ce mă înconjoară, de la pietre până la oameni. Am învățat să trăiesc fiecare clipă așa ca ultima, ca ultima, ca ultima, ca ultima. Soarele se ascunde între noi, m-a lăsat cu un zâmbet de copil. Acum totul e posibil, accept tot așa cum este și nu dau înapoi, nu dau înapoi. Acum totul e posibil, îmi trăiesc viața cum este și nu dau înapoi, nu dau înapoi. Acum totul e posibil, accept tot așa cum este și nu dau înapoi, nu, nu, nu dau înapoi. Acum totul e posibil, trăiesc viața cum este în fiecare zi. Mulțumesc, mulțumesc mult. Îți mulțumim. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc, Dan Constantinescu, mulțumesc, domnul. Mulțumesc, Brașov. Îți mulțumim foarte mult, vă mulțumim și dumneavoastră pentru aplauze. Sărbători fericite să aveți, un an nou cât mai plin de momente fericite. Totul e posibil. Totul este scris, deci muzica, versurile, bineînțeles și interpretarea, Melaz. Urmează domnul Dan... Mă, te-ai uitat urât la mine și nu numai că mi-am închis microfonul, dar mi-am uitat și cuvintele. Unde? Era să zic unde. Da, în chestia asta din dreapta noastră. Până aranjez tu acolo, vreau să găsesc un microfon pentru Junior, că vreau să le iau puțin la întrebări pe Dan Constantinescu Junior. Vreau să-l chestionez. Găsim un microfon? Îți dau eu un microfon? Îi dă cineva sau vii tu la un microfon, Dani? Dani, fă un pas așa, ocolește așa frumos pe acolo, vino aici, îți dă taică-tu un microfon, ăla, așa, ca să nu mai fluiere. Bun. Ia zi, 1, 2, probă de microfon. Așa. Merge? Da. Merge. Au. Câți ani ai, Dani? 12 ani. 12 ani? Mulți înainte. Și în ce sat te-ai născut tu? București. S-a născut în satul București. Și în ce oraș locuiești tu, Dani, acum? Peștera. În ce oraș? În orașul Peștera, ți-ai auzit? Așa, de mulți ani, de vreo 5 ani, nu? Da. Cu părinții tăi, bineînțeles, care sunt niște oameni normali. Uite aici, stai că tu, Bobo e acolo, mama, niște oameni normali. Ești copil de oameni normali, nu? Da. Născuți în asfalt. Da. Și acum au venit să culeagă urzici. Așa-i? Da. Așa, da. Ție îți plac oile, că în zona aia am înțeles că mai paște câte o oaie, mai paște câte o vacă, un cal. Îmi plac. Îți plac oile. Și brânza de oaie îmi place, și carnea de oaie. Și brânza de oaie și carne, dar fetele îți plac, Dani? Da. Da, au zis și fetele îi plac. Și ele te plac pe tine. Să știi că mi-au trimis unele scrisori la redacție, la... Vorbesc serios. Cine-i băiatul ăla frumos că vrem să-l curtăm? Te curtează fetele puternic. De câte vreme faci tu, să nu faci tu operația asta nașpa, muzică? Nu e nașpa. Nu e nașpa. Dar cum e?
E foarte frumoasă. E foarte frumoasă. De câte vreme umbli cu clapele alea după tine? Am făcut un an. Am făcut în București școala de... Am făcut o școală de muzică, un liceu, liceu de muzică din Lipati. Așa, liceu de muzică, aha. Iar după aceea am mai studiat la exerciții, am mai făcut exerciții la pian. Da? Între timp m-am lăsat de pian și m-am apucat de chitară. Păi era și mai greu pianul, chitara e mai ușor de cărat. Umbli cu pianul cu tine acolo prin munți, nou între pian. Iar apoi, așa? Iar am apucat de pian. Iar ai apucat de pian? Da. Cam atât, nu? Da. Bun, noi îți mulțumim pentru prezența ta în această seară și pentru mâinile tale și mintea ta muzicală, pentru mâinile tale deosebite la clapele alea și pentru tot ce faci și îți dorim succes și să ajungi mare ca taică tu. Te-am periat, maestru, să știi. Mulțumesc. Așa, uitați-vă ce înalt e Dan Constantinescu. Du-te la clape că trebuie, are treabă taică tu cu tine. Mulțumim, Dani, mulțumim, Dani. Să-l mai aplaudăm o dată. Mai există un domn Constantinescu aici, cine e Emil, dar e undeva prin culise. Sunt un clan întreg. Acum înțeleg că dumneata m-aș face fulg, așa-i? Muzica și versurile Dan Constantinescu. M-aș face fulg. Cer, dintr-un vis curg troienă spre abis. Totu-i alb, ninge iar, efemer, glaciar. M-aș face fug să pot să curg, să pot să ning, să te ating. M-aș face fug să pot să cur, să pot să ning, să te ating, să te ating. Peste zare, prin nămeți, vin din soare, fulgi drumeți, călători de zăpadă, parcă-s fulgi la paradă. M-aș face fum să pot să curg, să pot să ning, să te ating. M-aș face fug să pot să curg, să pot să ning, să te ating. M-aș face fug. Ger, fulg stingher, visătorii cad din cer. Fulg de-aș fi, tot te-aș iubi, la geamul tău aș poposi. M-aș face fum să pot să curg, să pot să ning, să te ating. M-aș face fum să pot să curg, să pot să ning, să te ating. M-aș face fum.
m-aș face ful. M-aș face fulg. Poți să te laud și eu pentru versuri, pentru muzică. Ai văzut câte aplauze ai primit? Foarte frumoase versurile. Au zis ce poate să-i treacă prin cap, să se facă fulg. Dar să știi că somalezii și ei uneori sunt fulgi. Deși au păi eu cred că orice om care vrea să slăbească ar vrea să își dorește să fie fulg, nu? Iar face apropo la mine, să știți, dar eu am slăbit oricum. Nu. Dar dacă ne gândim la fulgii aia mai negri, așa zice... Cum cobar un somalez, nu? Cum se sinucide un somalez sau cum ninge un somalez? Era un banc. Nu știi? N-ai prins? Nu. E din generația mea. Ce urmează o altă piesă, nu? Tot a ta, din toate punctele de vedere, versuri, muzică și, bineînțeles, o interpretare cu o voce... Băi, poți să-l auzi și bărbați, poți să-l auzi și băieți, că pe fete știu că le-am lăudat. O voce excepțională, o voce frumoasă, caldă, o voce cu multă știință muzicală, și precis pe albumele pe care le vom lansa împreună în anul viitor, Dan Constantinescu va da o iscălitură frumoasă pentru sufletele dumneavoastră. Să-l auzim în continuare cântând de iarnă. Mă ai pe mine cadou. Că Dan Constantinescu o să mai cânte în seara asta. El are zeci de piese. Putem să ținem o zi întreagă, 24 de ore din 24, el cu muzica, dacă mă supăr și eu și vă citesc niște cărți de poezie. Eu cred că dacă citești tu, eu mă duc acasă. Te duci acasă, dar să știi că nu citesc romane. Lasă că, uite, mai ambiționat și o să citesc niște versuri, dar nu în seara asta, nu chiar imediat. Da? Pot și pentru dumneavoastră. Vă spuneam de... această îmbinare în spectacolul nostru, între tradițional și modern și contemporan. Revenim puțin la tradițional cu Vlad Postolea. Să-l aplaudăm și să îl ascultăm. Are o voce extraordinară, o voce
specială. O să ne cânți Colosus la Rusalimu, din câte înțeleg, da? Asta este prima piesă, Colosus la Rusalimu și la toată casa-i lumină. Auziți ce frumos sună și versul popular. Colosus la Rusalimu, Vlad Postolea! Doamne ajută și bine v-am regăsit! V-am adus în această seară în dar două colinde tradiționale pe care le cântau bunicii noștri și acum noi, doar pentru că iubim România. Colosus la Rusalim, Colosus la Rusalim, olerului Doamne o mândră horă i-adunat. Tot de sfinți din cei mai sfinți, tot de sfinți din cei mai sfinți, olerului Doamne o de cei negri călugări. Ce vorbe să sfătuiesc, cu ce vorbe să sfătuiesc, olerului Doamne, o de domn tineri pomenesc. Când o auzit conăscutul, când o auzit conăscut, olerului Doamne, o Fiul Sfântui pe pământ. Și nu știu un s-o născut, și nu știu un s-o născut, olerului Doamne, din ce lume, din ce țară, din ce mărgin de pământ, din ce mărgin de pământ, olerului Doamne, dă de știre Colosus. La Maica Sfânta Măria, la Maica Sfânta Mării, olerului Doamne, ei de veste cod aflat. Și unde-i lume pomeniră, unde-i lume pomenit, olerului Doamne, o fântână cât au izvorât. Mulțumim, Vlăduț, și Dumnezeu să-i țină în lumină pe bunicii tăi și pe bunicii noștri, oameni de la care ai învățat aceste piese și iată le-ai adus cu lumina Crăciunului până în zilele noastre. Noi îți mulțumim și vezi că fetele s-au încălzit deja pe acolo pe sus, am auzit chiuete. A doua piesă e tot cu lumină, da? Lumină, auziți, lumină. La tătă casa-i lumină, ziurel de ziua. La tătomu-i masa plină, ziurel de ziua. La ferești cu flori domnești, ziurel de ziua, la obloace busuioace, ziurel de ziua. Cine șede în asta casă, ziurel de ziua, șed oameni de vița aleasă, ziurel de ziua. Și la anul om veni, ziurel de ziua, numai sănătoși de-o mă fi, ziurel de ziua. Și la anul om veni, ziurel de ziua, numai dacă ni-s primi, ziurel de ziua. La anul și la mulți ani. Mulțumim, să-l aplaudăm pe Vlad Postolea. Mulțumim. Dumnezeu să vă rânduiască sărbători fericite și un an nou cu bine. Mulțumesc mult prietenului Dan că în această seară a găsit loc pentru folclorul românesc. Mulțumesc mult, Dumnezeu să vă dea bine. Doamne ajută. Doamne ajută. Domnul care
se apropie de Scule, ca să zic așa, este cunoscut cu numele de cod Play. E, sigur, Play. Dar cum eu nu știu engleză, zic Play. Îl găsiți întotdeauna la locurile cuvenite pe internet dacă accesați Play. Play, Dan Constantinescu. V-am spus eu că este inepuizabil. Dan Constantinescu senior, Dan Constantinescu junior. Închid microfonul imediat. Tot colind, da? Tot colind. Asta e piesa. Colind cu drag pe cei ce așteaptă să le fie casa luminată. Eu colind și vreau să aduc iubire, viață lungă, spor și fericire. Tot colind și colind, tot colind și luminile se aprind. Tot colind și colind, tot colind și iubire vă cuprind. Da 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 da. Și de-o fi să ajung și pe la voi, voi cânta cu drag din zurgălăi. Viața să vă fie mai frumoasă și tot amul pâinea s-o aveți pe masă. Tot colind și colind, tot colind și luminile se aprind. Moșul vine și ne aduce iar multă bunătate și un dar. Dacă ați observat, atât colindul tradițional, cât și colindul contemporan, colindul modern, au la bază același sentiment uman extraordinar. Spune tu, Dani, adică iubirea, nu? Iubirea. Dacă vrei să repet, spun iubirea. Iubirea. Așa a zis Ioan. Ce și... mai pot să spun peste iubire, nu? Și urmează o piesă tot a ta. Mi-a fost dor de iarnă, dar să știi că o să-ți mai fie dor de iarnă, că iarna, deocamdată, vine încet așa din munți.
ar putea să bată vântul, dar s-a așezat pe drum. Mii de îngeri vor pământul pentru lumea lor de fum. Luna s-a tupit pe geam, pe al florilor destin, născocim pierdute ramă din trecutul anonim. De iarnă mi-a fost dor de iarnă, printre fulgi să mă opresc, să-ți mai spun că te iubesc. De iarnă mi-a fost dor de iarnă, printre fulgi să mă opresc și să-ți spun că te iubesc. Lumină, lemnele au ațipit, parcă ard ca inima, parcă dorul le-a topit. Omul nostru de zăpadă mi-a cerut fularul tău, dar n-a vrut să mă creadă că nu-i mai dai căciula ta cadou. Iarnă mi-a fost dor, printre fulgi să mă opresc, să-ți mai scriu că te iubesc. De iarnă mi-a fost dor de iarnă, printre fulgi să mă opresc, să-ți mai spun că te iubesc. Iar. Dane, o să te opresc puțin din motive tehnice și absolut obiective. Va trebui să facem o pauză de vreo 10 minute. Noi în televiziune îi spunem pauză de publicitate, dar trebuie să ducă și băieții ăștia.